și pe smaranda și și cu trigul. Nu pot să cred. Nu pot să cred că uite, și-au luat Tricou. Nu, nu e roba, este tricoul Trixel, eu așa îi zic, tricoul Trixel, în care i-au apăgat pe toți trei, este Cătălin, uite, o văd și pe Narcisa, o văd și pe Bianca, da, Bianca și Bianca este acolo. Suntem la Băneasa, tocmai au ajuns cei de la Trio Libertin, i-am primit, o să-i ducem imediat la pat, unde sunt colegii noștri, Ruxandra și Mircea, care îi vor întreba foarte multe lucruri pentru că suntem curioși să aflăm foarte multe detalii pe care la Radio 21 nu am apucat să le aflăm. Timpul a fost foarte scurt, am vorbit cu juriul, am vorbit și cu cei de la fabrica de mentă și na, nu pot să afli atât de multe într-un timp atât de scurt. S-au vărsat chiar și lacrimi la Radio 21, cei eliminații na, au fost destul de triști. Dar ce contează, Trio Libertin a câștigat, el va sta o săptămână aici, în Mall, în Băneasa. Trio Libertin care este filmat din, este format din Cătălin, din Narcisa și din Bianca. Un element foarte important de ținut minte este că Bianca, atunci când a fost împreună cu Cătălin, l-a înșelat. E foarte important. Îi știi pe cei de, din Trio? Pe cine saluți? Da, nu, am salutat-o pe mama, deocamdată, dacă mă vede la televizor, să-i spun că o iubesc. Deocamdată vreau să-i spun de vorbă. Mulțumim că te uiți la Iu și că de astăzi pe muzica noastră. Mircea și Sandra au venit cu noi Cătălina, și cu Cătălina, am împins chiar mașina un pic, ce cu mama, a vrut să obosească. Bine v-am găsit! Dacă era suma de 5.000 de euro, oricum veneam. Deși banii te stimulează să participi la un concurs de genul ăsta, dar nu în totalitate. Oricum a fost foarte distractiv, am fost la radio, la un studio, a fost super tare, deci nu am cuvinte. Dar eu vreau să-mi spui tu, eu pe tine te-am întrebat, care e părerea ta, de ce care crezi este părerea mea, de ce au venit ei aici? În primul rând, pentru a testa ceea ce ar mai fi de testat în relația lor. Sunt lucruri de testat. Sunt lucruri de testat. Ce au venit pentru a participa la cel mai tare experiment radio din România, da? O provocare foarte, foarte mare. N-aveți voie nici măcar un singur pas să-l faceți afară din fapt. Crezi că o să reziste? Da. Oricum, eu și Bubanu vom fi în fiecare dimineață aici, alături de ei pentru a-i trezi, pentru a le spune bună dimineața, pentru... pentru a-i trezi în diverse moduri, exact, da. Pentru a vedea cum se trezesc, cum au dormit, care în ce poziție și așa mai departe. Deci, va fi și mai departe nu putem spune la această oră. Ok, bun. Dar credeți că o să avem parte de picanterii foarte scurt, așa? Da. Toată lumea așteaptă picanterii și cu siguranță le vor fi. Voi, ce ne spuneți? O să avem parte de picanterii? Vreau să vă lăsăm în suspans un pic. Da. Să urmăriți pe UTV, că așa dacă v-am spune totul, poate vă răzgândiți. Nu vă spunem nimic de acum. Ok, dacă o să avem picanterii sau nu, o să vedeți și voi în transmisiunile live.